Hoții de etnie romă au venit cu o mașină cu numere străine în comuna Udești și au oprit la o gospodărie din satul Racova, unde locuiesc singuri doi bătrâni de 85 respectiv 87 de ani. Bătrânul muncea câmpul și doar femeia se afla acasă. Doi dintre indivizi au intrat și s-au oferit să cumpere pentru 100 de lei cupoane de călătorie. Bătrâna a fost de acord și a intrat în bucătăria de vară, unde ținea sub pat o cutie din plastic plină cu bani. A pus 100 de lei acolo și a ieșit afară, lăsând cutia plină cu bani pe pat. La un moment dat, celălalt individ care aștepta la poartă a intrat și el în curte și a rugat-o pe bătrână să-i aducă o bucată de sârmă să lege toba de la mașină. În timp ce femeia căuta sârma prin curte împreună cu unul din hoți, celălalt a intrat în bucătăria de vară și a luat cutia cu bani, dar și mai multe acte care se aflau în interior. Bătrânii strânseseră 10.000 de lei, bani pe care i-au scos recent din bancă de teama războiului. Imediat, indivizii s-au făcut dispăruți. Femeia și-a dat seama prea târziu că a fost furată și a alertat vecinii și polițiștii. Poți, dar acolo l-am făreu. Da. Eu zis, am fără vorbit cu el și o să ne le dai. Zic că le-am vândut. Soțul nu era acasă? El era la cosit. Și de-ai ideezit la mică încireașă, nu-ți le caută. Zic, eu nu știu unii, nu-ți le caută. M-a rămas la încireașă. Vine unul, neberberit, așa ea, drept, ne-a dat 1 milion piele, milionul l-a luat, milionul l-a luat înapoi, biletul l-a luat trece, și am pus banii și ala banii și ea acolo, în casă. Abia ți-o cutiuță cu bani, nu? Da. Zaza, musești tu mai corect acolo. Doamne, când am văzut așa, nu mai știu să fac discărbă. Dar ei când v-au furat? Când erau aici sau au plecat și au venit înapoi? Cum au plecat? Așa cu barbă, așa, neberberit. Da. Am ies în drum. Da. Și-a venit altul mai tineriel, mai bolfos, tot un țigăniel. Și-a văzut și, na, și am ogeat și dau ogea lui ăsta, dă-ne bucat de sârmă să leg la mașină. Eu n-am nevoie de capitale, zic. Da. Era ogea lui, că de picat. Da. Și o luat el și o pus ogea lui jos. Dar dă-ne bucat de sârmă. Dar eu n-am sârmă. O bucățică așa ea, o bucățică așa ea. O să împarte și ea, o bucat de sârmă. Dar m-am dus și eu cu el până mai încolo. Încep și la el, o să bat și câine la el. Sunt înapoi. Eu eram acolo în poartă, eu dinapoi și-o luam banii. După un bucat de vreme, a venit băiatul și ăla, nepotul nostru, că l-a anunțat ea să vii, să vină acasă, că s-a întâmplat ceva. Și s-a întâmplat tot. Mi-a luat banii. Unii fost tu și ai păzit doar acasă că ai rămas. Cum să-ți banii? Și eu luat ce bun luați. Dar banii i-a strâns în an de zile, nu? De frate oameni. Eu am pensie mea de veteran, eu și-ava. Și pensia mea vă 9 milioane. El, eu nu fumez, nu beau să-mi strâns. Dar uite că-i strâng pentru alții, nu pentru mine și trebuie. Că nu ies pe lege, măi, așa aici care fură ca pe cimbul la țeapă. Stai în lege, stai o mână, domnule, să nu mai fui așa ceva. 100 de milioane. Nu știu ce a făcut. Dar ei erau plecați deja. Păi țăgane fugit, că până am anunțat la poliție, că cineva nu avea număr la poliție, la Budiest, și anunța că sună la 1-2 și sună la 1-2. Ei erau departe, ajuns. S-au dus, s-au turnat, nu era nimeni acasă, deci era în grădină preșea, s-au dus, știi pe ce. Și ăștia, vind, au venit acolo, mâncau și reași pe gale acolo. Dar eu i-am spus de aici, la pietrăria. Și căutați dacă nu-i nimeni acasă. Și căutați dacă nu-i nimeni acasă. Păi că nu, că ea e în grădină. S-a schimbat ușa în grădină. Și-au venit ea. Și eu luat acolo din la poartă, i-au luat așa, și-au dus, că sunt niște cupoane de pensie dacă nu vând. Și a răspuns spus că vinde niște cupoane de pensie. Și a dat ăsta 1 milion și a spus că se ducă să se ia ei cupoane. Ajungând acolo, probabil au văzut unii cutia cu bani, și au luat asta, milionul l-a pus acolo, a luat cupoanele, l-a dat. Cam căutat niște sârmă, că se ia la mașină la tobă, la mașină ceva. Și a luat baba asta cu un țigan de acolo, a luat, s-a dus acolo la să ia niște sârmă. Și când a venit înapoi, nu mai e cutia de bani. Și ăștia când au venit, ăștia au venit cu un trombă, s-a dus la deal, un tort. S-a dus la așa, și Paulina, ăsta, țața Paulina, care îi spun eu, a venit aici la păi așa este de la de ce se duc la. Așa dat seama repede când iau. Dar eu vin dar cum dacă iau când să vinem tot așa încet la noi. Au lăsat cutia pe pat, nu mai găsesc. Polițiștii fac cercetări în acest caz pentru a identifica autorii și a recupera prejudiciul.